Eu, dacă permiteți, aș începe discuția un pic mai în urmă și anume vreau să înțeleagă cei care ne urmăresc că proiectul acesta e adevărat unul de consens aparent cu 85 de parlamentari și cu inițiativa Cristinei Dumitrache, a plecat însă de la o poveste personală, reală, dureroasă, extrem de dureroasă, care m-a condus pe mine să ajung la această dorință de a trece legea în favoarea pacienților din România. De aceea aș vrea să fac mențiunea asta, pentru că în situația mea sunt foarte multe alte persoane în România și în afara României care au încercat, fac tot posibilul să utilizeze cannabis în scop medical și care, din păcate, se transformă în infractori conform legislației din România. E foarte important ca cei care nu urmăresc să înțeleagă că demersul acesta este un demers care a provenit din foarte multă iubire. Și cred că astăzi am puterea să continui și datorită mamei mele, în primul rând datorită mamei mele, care a crezut foarte mult în demers și care a simțit beneficiile utilizării, dar și pentru că fiecare săptămână, din nefericire, vorbesc cu extrem de mulți bolnavi. Bolnavi care nu au tăria mea, care nu au puterea pe care am avut-o până acum, familiile lor, de asemenea, nu au această putere să se lupte cu un întreg sistem, să justifice nevoia acută pe care o au pentru a se trata și pentru poate unii aș salva chiar viața, dar am încercat să-mi capăt de asemenea susținerea de la foarte mulți, nu știu, inițiatori sau din mișcarea civică, așa cum sunt eu astăzi aici, din alte state europene. Pentru că, la fel ca și mine, spre exemplu, în Marea Britanie, este o mamă care a schimbat legea în Marea Britanie pentru a salva viața copilului ei. Copilul ei are o formă, Hannah Deacon se numește, mi-este o bună prietenă astăzi și unul dintre ajutoarele cele mai prețioase pe care le am în momentul de față. Este mama unui copil cu o formă extrem de rară de epilepsie, sunt câțiva în întreaga lume, singurul din Marea Britanie cu forma aceea atât de rară, care avea între 400 și 500 de crize epileptice lunar. Viața lor nu exista, practic, în acel moment, nu avea nicio calitate a vieții. Mai mult decât atât, reprezenta un real pericol pentru el și pentru familie, ei având de asemenea și un copil mai mic, un bebeluș. Faptul că, după urmarea unui tratament legal, cu prescripție, sub îndrumare medicală, mai întâi în Olanda, unde era permis, a redus crizele după 5-6 săptămâni la mai bine de jumătate și ulterior, doar cu administrarea CBD-ului, și o să fac mențiunea ce e CBD, ce e THC, THC, CBD. Ulterior, la adăugarea THC-ului, adică compusul psihotrop care de fapt face obiectul controversei legii din România, crizele lui nu că s-au diminuat, au încetat. Copilul ăsta nu mai are nicio criză epileptică de aproape 3 ani, ceea ce este un lucru pentru o familie care trece prin așa ceva, nu este un moft, nu este ceva care, nu știu, ar trebui să analizăm sau să ne gândim sau să mai căutăm explicații științifice pe care oricum le avem, este o necesitate și o urgență. Într-adevăr, mă doare că revin la ceea ce ați spus dumneavoastră. Momentul depunerii proiectului de lege din 2019 a reprezentat o bucurie imensă pentru mine și o speranță enormă, pentru că proiectul a fost inițiat la câteva luni după ce mama mea a murit. Și de aceea, simbolic, am avut bucuria și onoarea ca presa care era la momentul respectiv în Parlament a denumit simbolic proiectul de lege Legea Victoria, așa cum se numea mama mea, de aici numele asociației mele, Victoria mea. Practic toate demersurile pe care le-am făcut, le-am făcut în numele ei și pentru ea și pentru că standardul acesta al luptei pe care am dus-o până acum mi-a fost inoculat de când trăia. Din păcate însă sunt pacienți pe care de-a lungul anilor, de care de-a lungul anilor am auzit cum nu că și-au pierdut speranța, și-au pierdut viața așteptând legea aceasta. Eu nu susțin că acest tratament ar putea să fie un medicament care să salveze viața unui pacient din orice fel de afecțiune, dar avem până în momentul de față mai bine de 40.000 de studii care ne arată eficiență în tratarea a aproximativ 50 de patologii.